Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în săgetător. Dragii mei, îmi pare rău că ați rămas ultimii pentru septembrie, dar v-am spus, am avut niște probleme cu acest pisoiaș de care a trebuit să am mare grijă și a adăugat la responsabilitățile zilnice. Dragii mei, facem etalarea pentru aceste ultime zile din septembrie și eu zic să fie și în plus pentru prima jumătate a lunii octombrie. O să fac și pe octombrie, probabil că atunci vor fi mesaje în plus sau confirmări la ceea ce spun acum. În fine, dragii mei, prima carte care a vrut să se arate este Nebunul. Vă pregătiți să ieșiți din cercul vicios. Vă pregătiți să manifestați ceva nou. Începeți de la zero ceva. Rămâne de văzut ce. La capătul setului de cărți aveți Cavalerul de Spade. Un mesaj sau o energie neprevăzută. Un mesaj de la un personaj, prieten din copilărie, prietenă, sau din tinerețe, sau un personaj pe care simțiți foarte profunde, ca și când v-ați mai întâlnit în alte vieți. Personajul este la distanță și vrea să vină după o perioadă de tăcere interesant, de profundă transformare, în care și-a păstrat dragostea și emoțiile față de voi. Probabil că acest mesaj va declanșa acest punct zero, acest început. Probabil, probabil, probabil. Haideți să vedem. Am văzut și turnul. Interesant, am pus, ia uitați, unde pusesem. Nebunul l-am pus lângă turn. După o separare, începe reconstrucția, începeți de la zero ceva. Doamne ajută să primiți inspirație divină. Săgetător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în săgetător, septembrie, 15 octombrie. Ia uite, am zis determinare să mergeți mai departe, să mergeți către destinul vostru. Aveți credința. Ați trecut, ați ales, probabil, faetonul, să mergeți către, să vă descoperiți misiunea, nodul nord, destinul, persoana predestinată. Ce trebuie să faceți? Ce frumos, da? Cu unghiile mele. Ok, provocarea, asul de monede, iar călătoria și manifestarea, alegerea și pune în practică. Ar putea să nu fie o provocare, ar putea să fie o etapă următoare, vedem. E un as de monede. E un început. Tot zic capătul în ultima vreme. Rădăcina acestei cruci este 9 de monede. Dorința de independență. Poate e o persoană independentă care vă inspiră să ieșiți din cușcă, dar în general săgetătorii nu stau prea mult în cușcă. Și știu că am planete în săgetător și, da, ador libertatea. În sensul frumos și înțelept al cuvântului. Libertatea trebuie asumată și implică multă responsabilitate. Nu înseamnă haos, nu înseamnă să facem ce, eu știu cum, simțim noi, musa, într-un anumit moment. În ultima vreme, patru de băte. Posibil în această dorință de libertate unii își doresc totuși o casă, dar casa aceea, cuplul acela să fie un cuplu bazat sau construit pe voie bună, pe afinități și să nu vă distrugeți personalitatea, pentru că adesea în cuplu oamenii își distrug personalitatea. Vedem ce alte clarificări apar. Poate că e o chestiune legată de casă în ultima vreme. Pot să fie și probleme acasă, sunt multe motive pentru care apare acest 4. 4 este casa. Poate aveți casa 4 în săgetătorul. În viitor aveți 7 de băte. Nevoia de a delimita niște granițe între voi și cineva, de a vă proteja sufletul și de a... Apropo, că sunt inspirată de evenimentele care sunt. De a permite accesul la voi doar cu hârtiuță, cu declarație, cu cerere și cu un timp de aprobare, 30 de zile. Da? În prezent aveți 4 de spade. Meditați. Vă vindecați. Sunteți pe cale să luați sabia dreptății. Am văzut și zero, vedem și un as de monede. Sunteți pe cale. Da? În sufletul vostru deja
tropăie cai, abia așteaptă să-și ia vânt. Posibil, încă aveți de ales. Dar 4 și 4, interesant. Acasă se întâmplă ceva. Acasă se întâmplă ceva. Sfatul este 10 de monede. Să țineți la moștenirea voastră, dar, dragii mei, moștenirea înseamnă foarte mult. Să vă construiți, dragii mei. Dacă nu puteți să țineți la moștenirea voastră, spun, pentru că știu cazuri și cazuri, da? Aici vorbim și din experiență de viață, nu doar din ceea ce o simplă carte poate să arate. Mesajele vin din subtil, prin canalizări neprevăzute. Sfatul ar putea, deși vedem la clarificare ce este, ar putea să însemne să vă construiți voi. Să vă construiți voi destinul vostru și moștenirea voastră. Exterior, cavalerul de bâte. Cineva vine și vă inspiră, eventual, un alt semn de foc sau un personaj care are ceva din ce aveți voi și eventual ați pierdut pe drum. Cavalerul de bâte pentru mine reprezintă săgetătorul, dar pentru că explorează tărâmuri îndepărtate. Posibil cineva la distanță, cum am zis mai devreme, interesant să nu uit, da? Cum am zis mai devreme, este cineva la distanță care încă simte pasiune pentru voi. Și acest faeton și cavaler de spade, de spade, posibil să fie și semn de aer, foc și apă în același timp. Acest cavaler de bâte, acest personaj care o fie de la distanță, să simtă în continuare pasiune și să-și dorească să vină înspre voi și voi să țineți încă, în sufletul vostru. Știți că e parte din destinul vostru acest personaj. Și aici e provocarea. O luați de la capăt, de la zero, manifestați o nouă relație sau îi țineți încă în suflet. Rămâne de văzut dacă ar putea să fie chiar acesta personajul, da? Ori ăsta, ori ăsta din mijloc. Unul. Deci, oricum, vă știți, pentru că variază. Sunteți mulți săgetători cu diferite hărți. Ideea este că acest cavaler de bâte încă vă influențează. Și nu sunteți voi, repet, este altcineva. Pentru unii, știu cazuri, draga mea Arabela, posibil încă vă vindecați de atitudinea aventuroasă a cuiva. Încă vă mai influențează. Dezamăgirea și din acest motiv sunteți provocați să învățați să puneți granițe. Fericită dacă învățați. Dar, ca toate lecțiile, se învață în timp. Lecțiile nu învățăm gata din prima. Avem impresia, pentru că vom mai fi testat să vedem dacă ne aducem aminte sau nu. Cavalerul de spade. Vă este teamă de acest personaj, de un tip rațional? Da, poate să aibă dreptate, dar uneori dreptatea, mai ales din perspectivă divină, nu ține doar de rațiune, de justiție, de lege, de reguli, de știință. Vă este teamă de acest personaj. Este mai degrabă saturnian decât jupiterian, cum sunteți voi. Interesant. Acum văd. Acest om stă mai mult în gânduri decât pe pământ. Poate este prea absurd? Așa simt acum, nu musai cam eu ceva cu regele de spade, nu. În acest moment am senzația că e un personaj oarecum absurd, cam dur, cam... care observă, dar... nu acționează. Sau când acționează, acționează doar din mental și din nevoi fizice, dar neconectate la emoții. Posibil să aibă legătură cu patru de spade, cu nevoia voastră de vindecare, cu ce am zis mai devreme, un posibil personaj care a venit, a plecat, a dorit pasiune și atât, nimic mai mult. Ce vă doriți? Patru, iar patru casă, patru de monede. Să țineți la ce ați realizat, job, muncă, dar, dragii mei, să nu vă fixați doar pe banii.
poate totuși e cineva acasă, în casa voastră variază. Nu toți care aveți, eu știu, casă sau familie, aveți oameni care vă susțin, dar poate unii dintre voi aveți pe cineva acasă la care țineți și vi doriți să aproape. Dar aveți 444, căutați ce înseamnă acest număr. Pentru că 444 e un număr destul de dificil, înseamnă muncă și transformarea, schimbarea vine destul de greu, pentru că 4 e cel mai fix, da? E cea mai fixă formă geometrică. Nu se mișcă prea ușor. Uite, ce frumos, ce reușiți să faceți, cavalerul de spade. Parcă l-am văzut mai devreme, nu? Ceva, un eveniment neașteptat se întâmplă. Să vedem totuși ce ar însemna. Ar putea să fie întâlnirea cu cineva. Pentru că am văzut călătorie, am văzut și aici o călătorie, o distanță. Posibil că cineva vine într-un mod neașteptat. Rămâne de văzut. Auziți niște vești. Of, ce frumos! Regina de cupe. Dar cine vine? Vine să-și declare. Puf, dragostea. Voi nu vedeți? Vine să-și declare dragostea. Uite, ca un trăsnet interesant, cum în aceste de cărți, dragostea are în spate un trăsnet. Și știm bine, cavalerul de spade reprezintă trăsnetul. Turnul, evenimentul neașteptat, personajul acela impulsiv, care spune, gata, te iubesc. Și ce-o mai fi după aia, veți trăi și veți vedea. Spânzuratul are o nouă viziune, parcă am văzut ceva asemănător mai devreme. Acest personaj are o nouă viziune. Vine iar de la distanță. Distanța l-a făcut să înțeleagă sentimentele și atracția pe care o simt față de voi. Uite, 6 de cupe. Vedeți? Vă veți întâlni în octombrie, probabil, cu acest personaj. Eu totuși o să pun cărțile la loc. Las doar Regina de cupe. Și acum, știți care e provocarea? Poate că acești 7 de bâte să reprezinte blocajele pe care sau granițele pe care le stabiliți față de anumite persoane care v-au dezamăgit și ar fi bine și ar fi sănătos. Dacă totuși cineva vrea să se împace cu voi, acordați-le timp, ascultați să vedeți dacă s-au transformat, ce au înțeles din lecție. Dacă spun doar așa ca să spună, da, veți continua să îi blocați. Dacă vedeți că totuși a apărut o schimbare, nu fiți nici voi prea închiși. La capătul setului de cărți, ce aveți? Regele de monede. 8 de cupe, eremitul. În căutarea adevărului și a echilibrului sunteți. Iar, probabil că încercați să vă detașați emoțional de un personaj prea pragmatic, prea materialist, prea obsedat de stabilitate, apropo de patru, și să căutați adevărul. Pentru unii dintre voi, încerc să citesc acum altfel cărțile, pasiunea voastră a pus în suspans și în lupte interne și nu doar interne, iar un personaj nu musai semn de aer cu atitudine mentală. A provocat la analiză. Poate că acum este tăcerea. Și acel personaj alege în continuare să rămână cu picioarele pe pământ, pentru că această provocare, focul acesta creator, probabil că a fost prea intens pentru ei. N-au știut ce să facă. Un mesaj. Sunt mai multe feluri în care citim cărți, de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, eu știu. Așa cum suntem ghidați. Deci am spus, central, vă doriți o călătorie sau ați simțit încă, aveți sentimente profunde sau nu uitați pe cineva care e la distanță și știți că e parte din destinul vostru, da? Provocarea este ce faceți? O luați de la zero, că am văzut nebunul, începe să manifestați ceva nou
sau în continuare îi țineți, sau va fi manifestare în paralel. Puteți să vă creați o nouă viață și în suflet să tot țineți la acel personaj. Undeva în trecut, dorința voastră de independență. De a crește, de a evolua. Probabil că a fost provocată de niște prieteni, de o întâlnire cu cineva care cred, simt că acea întâlnire s-a lăsat cu oarecare dezamăgiri. 4 de bâte, cavalerul de bâte și în prezent aveți 4 de spade, o dezamăgire care trebuie vindecată. Sfatul, am zis, este 10 de monede. Dacă aveți o familie în care vă simțiți bine, stați pe lângă familia voastră, cum arată și 4 de monede. Dacă aveți, nu toată lumea are. Dacă aveți niște bani, țineți de ei că sunt vremuri grele. Asta în plus. Dar încercați mare grijă să nu vă puneți sufletul acolo. Pentru că s-ar putea sufletul vostru să trebuiască să călătorească, să-și descopere destinul și să nu se fixeze pe această comoară. Dar, deocamdată, e un sfat temporar, da? O săptămână, două, trei, eu știu câte ori mai fi. Concentrați-vă pe ce aveți de pus deoparte. Poate chiar acum trebuie să puneți deoparte, deși nu e 7 de monede, 10, dar... Hai să vedem. Clarificăm faetonul pentru săgetători. Ce în sufletul lor? Asta este 7. Încercați 7 de bâte pe care le revedem în viitor și un magnetism, o atracție fantastică pe care o aveți față de cineva. Cred că undeva o perioadă va rămâne de domeniul trecutului, de domeniul visului, această atracție, acest magnetism care a existat între voi și cineva, pentru că există o stare de doliu, de suferință. Ia uite, 5 de cupe, suferința și visul, la capătul setului de cărți. Aici apare, să zic, blocajul, granițele personale în fața acestui magnetism și dorința de a merge într-o altă direcție. Unii s-ar putea, pentru că 7 este număr karmic, să înțelegeți că acel magnetism ține-o de o karmă și totuși vreți să depășiți karma și să mergeți către destinul vostru. Aici e provocarea. Clarificăm asul de monede pentru săgetători. Asul de monede. Provocarea. Uf! Asul de spade și pământul. Iar pământul. Dar trebuie să vă găsiți un pic echilibru, o perioadă. Aici este, să zic, ca să vă manifestați victorie, pentru că faetonul își dorește victoria, da? Și ca să puteți manifesta victorie, că și asul de spade înseamnă tot victorie, într-o formă sau alta, trebuie să vă păstrați echilibru și să creați ceva nou. Aveți 2 de ași. Asul de monede a fost clarificat cu asul de spade. Și are în spate tot monede. Cu fi un personaj de pământ cu marcaj în semn de aer sau invers de aer cu marcaj în semn de pământ, vedeți și voi. Dar nu cred că e musa, e vorba de un personaj cât de energie. Pământ, pământ, aer. Că tot meditați în această perioadă, la acest as. Aici este provocarea care va veni în timp. Cum să manifestați acest as? Soluția, înțelegerea pe care, la care ați ajuns. Cum să manifestați în practic, înțelegeți?
Depinde de soluție. Nu, acum nu stau să dau în cărți să văd ce soluție ați găsit, pentru că va fi variabilă în funcție de săgetător, da? E o idee, e un gând care trebuie pus în practică. Poate să fie și ceva legat de bani, care să vă aducă, ia uite, Marea Preoteasă, Justiția, la capătul setului de cărți. Poate un semn de aer își dorește să materializeze ceva cu voi. Aș vrea, nu știu de ce, simt nevoia să clarific totuși magnetismul ăsta. Poate primim ceva în plus legat de acest magnetism. Cine e acest sau personajul față de care vă simțiți așa magnetic atrași? Magnetism, te rog frumos, pentru săgetător, magnetism. Clarificăm magnetism. Cine e acest personaj? Aveți noi niște detalii? Magnetism. Cine e acest personaj? Magnetism. Magnetism. Clarifică magnetismul pentru săgetător. Magnetism pentru săgetători. Te rog frumos. Mai păstra misterul. Arată-ne și nou o frântură de informație. Magnetism pentru săgetători. Magnetism, te rog frumos. Ai, te rog. Am văzut și regele de spade, dar... Magnetism. Haide, magnetism. Măi, dar nu vrea să arate. E un mister. Vrea să rămână în zona sa de energie, dar să nu se materializeze. E un gând care totuși trebuie materializat. O energie. Gândul înseamnă energie care trebuie materializată. Op, așa, ia asta. Ia uite. Visul. Visul, viziunea, nebunul, asul de bâte, cam... Magnetism. Este o pasiune nebună, care în continuare se manifestă în vis. În al treilea ochi, în ceea ce vedeți cu ochii deschiși, cu ochii închiși, încă nu vrea să, da, ați văzut, nu vrea să se arate acest personaj. Poate că știți voi și nu trebuie să știu nimic, nu trebuie să spun. Știți voi. Folosiți-vă intuiția. Da. E un împărat care probabil vă atrage, invocă, vă invocă. În timp ce am amestecat, am avut un gând. Pentru unii, posibil patru de bâte să reprezinte un personaj care are deja o casă. Pentru că la sfat apare și 10 de monede, casa, familia. Vedeți. Și voi meditați. Pentru că nu vreți triunghiuri amoroase. Voi, ei, unul dintre voi, da? E o provocare. Dar am spus-o pentru unele persoane, nu pentru toată lumea. Acum, clarificăm 4 de bâte. 4 de bâte pentru săgetătorii. Uf, prea multe. Cu ăsta iau. 4 de bute și 10 de cupe. Celelalte sunt prea mari, prea multe. 10 de cupe. Casă, o familie, un ideal. Nu știu de ce, dar... Aș putea citi casă, familie, ideal, dar eu altceva simt. Simt că de fapt e o întâlnire, pentru că patru de bâte înseamnă și întâlnire cu cineva. Eu știu, într-un restaurant, într-un spațiu, patru e un spațiu. Nu neapărat închis, într-un spațiu, într-un context. Și această întâlnire aduce bucuria, aduce tendința de a idealiza, de a visa, că tot am văzut visul, ce frumos ar fi fost dacă am fi fost noi doi împreună, ceva de genul ăsta. Așa simt. Însă, pentru unii posibil să fie flacăra geamănă cu care vă simțiți bine, nu pentru toată lumea. Vedeți pe unde sunteți. Că-i familie, că-i casă, că-i ideal, pentru că totuși o problemă a fost. Altfel nu întâmplător aveți patru de spade, decepțiile de care vă vindecați
de care am tot vorbit în ultimile luni, da? Granițele pe care unii dintre voi trebuie și începeți să le aplicați, să le puneți, granițele personale, da? Clarificăm. Clarificăm 4 de spade. În prezent, pentru săgetători, 4 de spade. Septembrie-octombrie, 4 de spade pentru săgetători, te rog frumos. Așa te vreau, așa te vreau. Ia uite, 5, 4 și 5. Vreți să vă vindecați, nu doar de dezamăgiri și de conflicte mentale și de dorința de a argumenta a unuia, a cuiva, de invidii, de mai multe, da? E un 5 pe orizontal, 4 și 5. Să meditați la acele conflicte, la acele bârfe, la acele intrigi. 4 și 5. Iar și 3 de spade, domnilor și doamnelor, la locul de muncă, 8 de monede, iar 4 de băte, iar regele de monede. Probabil că unii dintre voi ați fost cu cineva sau ați avut în preajmă pe cineva căsătorit, față de care, repet, ați simțit și bucurie, dar nu e suficient să fie bucurie, să fie atracție, să fie magnetism, dacă lucrurile nu sunt în regulă. Din acest motiv apare acum provocarea. Ei sau voi trebuie să înțelegeți că trebuie să manifestați ceva nou. Practic, o reușită, că ei își doresc sau că altcineva își dorește ceva nou cu voi. Vedeți unde sunteți. Totuși, etalare colectivă, nu etalare personală. Dar aici e provocarea. Să blocați un pic acest magnetism, o perioadă, măcar o perioadă, până vă găsiți voi eventual un nou loc, un nou job, vă creați voi abundența voastră. Că tot e sfatul abundența, da? 10 de monede. Pentru că în prezent sunteți încă influențați de o dezamăgire. 3 de spade se vede și aici, da? 3, 4, 5, ia uite, la locul de muncă. Și 4 de bâte despre care tocmai vorbisem. Că ar putea să fie cineva cu o familie, cu o casă. Nu zic că nu va simți bine. 10 de cupe. Nu zic asta. Dar binele ăsta să nu fie doar un ideal greu de atins. Din acest motiv, repet, provocarea să fie gândul, înțelegerea, înțelepciunea de a manifesta ceva practic. Că e singur, că veți fi într-o nouă relație, că veți fi singur, că vă veți găsi un job, o afacere și voi știți unde sunteți. Dar e ce provocarea? Și repet, acesta poate să fie un personaj care să-și dorească cu voi acest lucru, tocmai pentru că s-a simțit bine. S-a simțit bucuros, bucuroasă în preajma voastră. Clarificăm 10 de monede, ca și sfat foarte important, 10 de monede. Aveți pe cineva care încearcă să vă fure, iată, am văzut rege de spade, să vă fure din abundență, mare grijă. 10 de monede. Clarificăm 10 de monede. Ce reprezintă acest 10 de monede? Uf, 4 de spade. Extraordinar. Ce-am vorbit mai devreme? Ce-am vorbit mai devreme? 4 de spade, da? Și moartea. Transformarea. Eventual, dacă ați avut de-a face cu cineva căsătorit, vă gândiți, meditați. Cum să puneți capăt? Sau cum să transformați capăt? Poate puneți capăt și se va transforma situația asta la un moment dat, peste un timp. Mai scurt, mai lung, variază. Poate unii dintre voi meditați la niște moșteniri pe care trebuie să le primiți. Dar eu cred că am dat așa un mesaj, că așa am simțit. Dar, în primul și în primul rând, este un vis. Este un vis, este o nebunie, este o magie, da? Care v-a adus undeva în... E o lecție spirituală cu eremitul. Dar, repet, dacă cineva e căsătorit cu 10 de monede sau este concentrat prea mult pe bani, voi meditați aici, 4 de spade, cum să puneți capăt. Poate iar mai este un alt
poate, pentru că e colectivă, personajul căsătorit să mediteze, să mediteze cum să pună capăt eventual căsătoriei. Dar asta este pentru un anumit număr de săgetători. Pentru un anumit număr de săgetători. Acum, clarificăm, te rog frumos, regele de băte. Influență exterioară, regele de băte. Am zis în altă variantă, aș fi zis că este săgetătorul, dar nu este săgetătorul. Regele de băte este alt personaj. Un personaj care simte multe atracție, posibil acest magnetism, da? Cine are mai mult magnetism? Regele de cavaler, cavalerul de băte, regele de băte, regina de băte, aceștia au magnetismul acesta teribil, da? Cavalerul de băte, exterior, cavalerul de băte pentru săgetători. Cu fi berbec, cu fi leu, sau cineva cu ascendent acolo, sau cu luna, cu Marte mai ales, în semn de foc. Poate să fie și în semnul scorpionului. Da? Cavaler de băte. Cavaler de băte pentru săgetători. Hai de mai repejor, nu mai fi așa misterios. La fel de greu a venit și aici. Destul de misterios personajul acesta. Plin de pasiune, da, sexualitate. Mai, mai, mai. Ți-ai și tu. De obicei, cărțile astea pică destul de ușor. Dar, acum, refuză. Cavalerul de băte, te rog frumos. Vrem și noi să știm. Câteva detalii. Iar semn de aer pentru unii. Semn de aer, aer, foc. Dacă asta vă spune ceva. Voi știți cu cine aveți de-a face. Ideea este că acest personaj se gândește la voi. Și am senzația că vă și transmite ceva din gândurile sale. În acest motiv, atracția există încă, da? Dar, cum am spus pe Facebook când am pus această carte, Yin și Yang, da? Masculinul și femininul. Nu știm încă dacă se despart sau dacă se apropie. Sunt încă. Există o distanță între ei. Poate o distanță între voi fizică sau va trebui să fie pusă prin 7 de bâte de unul dintre voi, de voi, în mod special, dacă situația implică și o căsnicie sau, eu știu, o poziție socială sau iau. Are multă pasiune, 4 de băte, asul de băte, dar își dorește să comunice, prințesa de cupe, să comunice, da? Emoțiile. Mai dăm o carte pentru acest cavaler de băte. Mai dăm o carte pentru el. Cine e acest personaj? Nu sunt multe. Nu le iau. Ba le iau. Nu le iau, ba le iau, că sunt doar trei. Am zis, posibil personajul să fie căsătorit. Să aibă extrem, extrem de multe emoții. În acest motiv am zis că vă transmite prin telepatie, prin gând, emoțiile și pasiunea și atracția sexuală pe care o simte față de voi. Și totuși să aibă un 10 de spade. Dacă e căsătorit sau dacă e într-o poziție mai specială, să simtă că e cazul să pună capăt aici este. Poate că ei vor să pună capăt acestui stil. Rămâne de văzut. Oricum, au o mare neîmpăcare în legătură cu această poziție tradițională, socială, profesională pe care o au. Nu că nu le-ar aduce bani, nu. Și dacă ar fi un post, marele preot, da? Un post. Știu, nu e împăratul, e marele preot, dar tot contracte sunt. Tot poziții tradiționale sunt.
Și dacă ar fi ceva de genul ăsta? Tot cu suferință se capătă poziția aceasta. Și la mijloc apar emoțiile și magnetismul e aici, da? Aici este gândul. Gândul. Într-un fel sau altul e bine că e conștient că în poziția în care stă nu-i fericit. Și nu degeaba apar emoțiile pe care le simțiți unul față de celălalt. Tocmai ca să se schimbe. Ia uite, 10 de monede. Exact ce am zis mai devreme. 10 de monede. Of, of, of. Și o distanță. Și o distanță. Clarificăm regele de spade. Posibil să fie același personaj. Voi știți? Nu mă fixez pe zodii. Dar aici este teama voastră. Că acest personaj va fi foarte, va continua, pentru că aveți 4, 5, da, 3 de spade, dați în urmă să vedeți, va continua să fie analitic. Să atragă sau să aleagă mai degrabă, să aleagă logica, tradiția, ce a fost învățat, educat. Să nu exprime ceea ce simte, atracția, emoțiile. Clarificăm regele de spade, te rog frumos, pentru săgetători. Regele de spade. Regele de spade. Aici am văzut eu. Regina de foc. Aici se gândește la voi. Se gândește la voi, dar nu spune. Sunteți voi, regina de foc, săgetătorii. Se gândește cât de atras e magnetismul ăsta, da? Da. Dangerous woman, apropo. Da? Dangerous woman, așa. Așa simt. Dacă sunteți doamne, probabil că așa vă văd unii. Da? Este turnul, e o separare. Turnul. O separare care aduce multe lupte interne cu emoțiile. Clarificăm 4 de bâte. De ce vă doriți voi 4 de bâte? Nu de bâte, de monede, pardon. 4 de monede. 4 de monede. La cine țineți voi acolo? 4 de monede. Pentru săgetători. 4 de monede. Aici este. Voi blocați, dar s-ar putea în continuare să țineți la ei. Dar 4 de monede. Nu sunt multe. Asta chiar sunt multe. 4 de monede. Săgetători, haideți. 4 de monede. Așa, mersi. 6 de monede. Aici este. Știți că 6 de monede uneori simbolizează și triunghiurile. Amoroase, profesionale, în care cineva dă mai mult unei persoane decât celelalte. Și nu neapărat că merită. E discutabil. Variază. 6 de monede, 4 de monede. Încă țineți. Încă țineți la acest personaj. Dar pe de altă parte vă doriți și voi echilibru. Da? Vă doriți să păstrați ce ați primit. Eventual să primiți. Să nu mai trebuiască să oferiți, să primiți. Pentru că 4 de monede nu oferă. Primește și ține bine la ce primește. Aici este. Probabil că așteptați și voi să primiți și veți ține bine, veți aprecia tot ce veți primi. O variantă mai frumoasă a acestor cărți. Ia uite. Posibil o distanță între voi. 3 de bâte. Și pasiunea există. Regele de foc, da? Regele de foc, da? Magnetismul ăsta despre care am tot vorbit, la regele, cavaler, la regină. Ei se gândesc la voi, voi la ei. Și sperați ceva că veți primi. Mai dăm o carte totuși, încă una.
Pe de altă parte, vorbim financiar și din perspectiva asta, trebuie să țineți de ce aveți și să cheltuiți în echilibru, să nu consumați mai mult decât e cazul. Ia uite, regina de... valetul de spade. Valetul de spade. Sau prințesa de spade. E vorba de comunicare. Iar dacă e semn de aer, voi știți, e posibil să fie semn de aer. La care în continuare țineți. Sau ei țin și voi simțiți. Dar într-un fel sau altul voi vă doriți, că e dorința voastră. Vreți să comunicați cu ei, să echilibrați, pentru că în continuare țineți la ei. E o dorință. Poate nu e tocmai cea mai înțeleaptă. Dar oarecum interesant, vedeți că și aici este aer și pământ, aer și pământ. Dorința de a materializa un gând. Da? Ia uite, în secret visați, măi, visați la acest împărat. Ia uitați cum arată cărțile împăratul, visul Marea Preoteasă. Măi, măi, stai. Visați și vreți să comunicați cu ei. Vreți să se exprime, măcar ei se exprime. Să echilibreze, să se implice, să, numai, să se... Eventual, ce înseamnă? Șase de monede oferă, nu doar ține, poate că ei sunt mai restrictivi, cum am zis mai devreme la regele de spade, da? Sunt mai rigizi, nu se deschid, ci vreți să se deschidă. Da? Vreți să se deschidă, să ofere și să comunice. Asta vă doriți. Șapte de băte. Șapte de băte. Și apare comunicarea, cum am zis, da? Apare, va veni comunicarea. Cavalerul de spade și regina de cupe. Șapte de băte. Șapte de băte. Opt de bâte și șapte de bâte. Interesant. Da, vreți să mergeți înainte, iar cinci de bâte, tot foc, foc, foc. Vreți să vă luptați, uite, regele de spade s-ar putea, iar regele de spade vrea să se lupte pentru voi. Simte energia, taiciu. Între voi și ei e un alt fel de, e o altfel de energie. Pentru că ei în spate au, am zis mai devreme, au o energie negativă. Ia uite, regina de spade... poate o, soția lor, da? Și o energie negativă, doliu sau decepții. Pentru unii posibil să aveți de-a face cu un semn de aer care și-ar dori să vină spre voi. Dar iar, 7 și 8. Puteți să mergeți în continuare, că 8 înseamnă avansare de situație, da? Puteți să mergeți în continuare chiar dacă vă pune, vă stabiliți granițele. Adică construiți, colaborați, comunicați, călătoriți mai aproape, că tot aveți faetonul, vorba de călătorie, dar cu granițele personale stabilite și să fie o regulă de viață, nu doar în această poveste și nu doar în această perioadă. Puteți merge, puteți crește, puteți să vă transformați, dar, repet, ca să se înțeleagă, dar cu granițe personale stabilite. Să facă parte, să integrați deja pe viitor ce a trebuit să învățați în această lecție. Clarificăm cavalerul de spade, dar cu cavaler, cu aer și cu aer aici, cu rege și cu cavaler de spade, cred că totuși, iau, și aici, e cineva cu un marcaj destul de puternic în semn de aer, marcaj, poate ascendent, care simte această pasiune pentru voi, atracție, magnetism, emoții, energie, da, tai chi. Ia uite, viziune. Acest personaj deja are viziune, vă vede în viața lor. Viziune. Are o viziune. A, interesant. N-a apărut visul, dar are o viziune și deja am fiori. Probabil personajul acesta va veni hodoron-tron... Puf, ce stoream. Va veni hodoron-tron brusc, așa fac cavalerii de spade. Vin ca săgeata. Știi, ca bumerangul. Când nu te aștepți, asta e elementul trăsnet al lor. Comunicarea asta vine, eventual, să vorbească despre niște emoții, despre emoții profunde, despre o dragoste trăsnet, da? Despre care au o nouă viziune. Probabil că văd la un moment dat, citești ceva, văd un film, ceva, o chestie și au... Evrica,
Viziunea trebuie să ne înțelegeți, eu așa le simt. Voi cum le simțiți? Cum le simțiți? Eu așa le simt. Și este lumină în sabie, este lumină, este adevăr în comunicare. Se va comunica adevărul în acest context. Este, nu e sumbru ca în alte cărți. Cavalerul de spade este destul de... are albastru, da? Al treilea ochi deschis. Că tot vorbim de viziune, da? Al treilea ochi. Al treilea ochi deschis. Și are și pasiunea necesară, focul ăsta despre care am vorbit în exterior, care să-l mobilizeze, să acționeze. E o apă între voi, o distanță clară. Și vocea, păi, și justiția și vocea. Vocea interioară vorbește despre justiție divină, despre dreptate, despre dragoste. Păi, emoții, măi, la ce cărți! Care trebuie să materializate cu prințesa de monede. Hai, ce frumos ar fi să-mi spuneți peste câteva săptămâni, chiar și luni, dacă țineți minte mesajul. Maela, s-a adeverit. Da, e un potențial pentru unii dintre voi. Dar e frumos ce văd. Regina de cupe, te rog. Regina de cupe. Regina de cupe. Și aici este, repet. Puteți să mergeți în continuare, să comunicați, dar cu granițele stabilite. Regina de cupe, ia uite. Magicianul și regele de monede. Ori personaj, repet, pentru mine regele de monede înseamnă șef, businessman sau bărbat însurat, ca și împăratul de fapt, sau practic, tradițional. Ori acest personaj vrea să manifeste dragostea pe care o simt, pentru că au o viziune, ori pentru unii dintre voi, dar rămâne de văzut în cât timp se manifestă, neapărat anul ăsta, evident. Acest personaj are o viziune, ca o magie, da? Că ați fost soția lor într-o altă viață sau că veți fi împreună, nu neapărat soție, veți fi împreună, partener stabil, regele de monede și regina de cupe, la un moment dat se va manifesta această viziune a lor. Foarte interesant. Foarte. Ia, unde s-au oprit faetonul și steaua? Faetonul care caută steaua este călătoria predestinată, întâlnirea predestinată, alegerea de destin. Da, probabil că asta vor înțelege. Eu știu, ar fi frumos să fie acum. Ar fi frumos să fie acum. Uite, stau și meditez și mă gândesc și timpul trece, dar parcă undeva așa mă atrage, mă trage energia asta într-o altă dimensiune. Parcă v-ar fi văzut, s-ar fi văzut cu voi într-o altă dimensiune, voi doi împreună. Plin de pasiune, regele, regina, am văzut de foc, cavalerul de foc, magnetismul, toate câte le-am văzut, dar și totuși emoții și stabilitate, că am tot vorbit de nevoia de a pune un gând în material. Da. Frumos. Sper că v-a plăcut și vouă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne mai auzim în octombrie. Ciao, ciao!